Aventurile lui Habarnam și ale prietenilor săi, capitolul 15, La Spital În fața ușii s a oprit și ful de nea a tras de mânerul clopoțelului. S-a auzit clink clink. Ușa s-a deschis. În prag a apărut o infirmieră în halat alb și cu o băzmăluță de sub care scăpaseră niște bucle aurii. Ach, Doamne, a exclamat ea plesnindu-și speriată palmele. Ați mai adus un bolnav? Nu mai am unde-l pune, pe cuvânt de onoare. De unde-i tot scoateți? Un an întreg a stat spitalul gol. Nimeni n-a vrut să se trateze. Și azi, ăsta e al 15-lea bolnav. Prichindelul ăsta nu e câtuși de puțin bolnav, răspunse de nea. A venit să-și viziteze prietenii. Ei, atunci intrați!" Prichinduțele și Habarnam intrară în cabinetul medicului. Mierinana ședea la birou și scria ceva. În fața ei se afla un teanc de fișe medicale, din acelea în care se înscriu bolile celor internați. Văzându-le pe fug de nea și pe ochii albaștri, ea spuse, Ați venit, probabil, să-i vedeți pe bolnavi?" Nu se poate." Nu se poate. Ați uitat că bolnavii au nevoie de liniște? Iar dumneata, ochi albaștri, te-ai și ales cu un plastur în frunte? Te felicit. Ți-am spus că așa va fi. Știu prea bine că e de ajuns să apară în casă un singur prichindel ca să te aștepți la vânătăi și cu cuie. Noi nu avem câtuși de puțin intenția să-i vizităm pe bolnavi, răspunse Fugănea. Iată, acest prichindel dorește să-și vadă prietenii. Acestui prichindel i-am poruncit să stea în pat, iar el s-a dat jos fără permisiunea medicului. Și după câte văd, s-a și luat la bătaie. Nu pot să-l las. Spitalul nu e loc pentru încăierări. Dar nici prin minte nu-mi trece să mă încaier, răspunse Habarnam. Nu și nu, strigă cu severitate Mierinana. Și bătu cu cornetul ei de lemn în birou. Prichindeii spun întotdeauna. N-am de gând să mă încaier, dar după aceea, oricum să iau la bătaie. Socotind încheiată discuția cu Habarnam, Mierinana se întoarse spre ochii albaștri. Ia să-ți văd fruntea, drăguțo! Ea dezlipi plasurile și cercetă fruntea lui ochii albaștri. Nu mai ai voie, nu mai ai nevoie de plasuri, spuse Mierinana după ce o examină. Vino cu mine, drăguțo, să-ți facem niște raze ultraviolete ca să-ți dispară vânătaia. Și părăsi camera împreună cu ochii albaștri. Habar n-am descoperit în cuier un halat alb și o bonetă. Fără să stea mult pe gânduri, el îmbrăcă halatul, își îndesă cu greu boneta pe cap, după care își puse pe nas ochelarii lăsați de mierinana pe birou și luând cornetul de lemn, ieși din cameră. Ful de neal privea entuziasmată, minunându-se de curajul și ingeniozitatea lui. Luând-o la întâmplare pe coridor, el deschise o ușă și se trezi în salonul în care erau culcați prietenii lui prichindeii. Se apropie de primul pat și dădu peste don Dănel. Chipul lui era întunecat și vădea nemulțumirea. Cum te simți bolnavule?" întrebă Habarnam, dându-și silința să-și schimbe glasul. Minunat!" răspunse don Dănel și se schimbă o nosie atât de cumplit, de parcă era gata să-și dea duhul în următoarele cinci minute." Ridică-te, bolnavule, porunci Habarnam. Don se săltă de mijloc, privind resemnat drept în fața sa. Habarnam lipit de pieptul lui cornetul de lemn și spuse, respiră! Ce înseamnă asta, bombănii Don Ba, ridică-te, ba, culcă-te, ba, respiră, ba, nu respiră! Habarnam îl pogni cu cornetul în cap, certându-l. Tu, Don nu te-ai schimbat deloc, bombănești ca întotdeauna. Don Danel îl privi mirat. Habarnam? Gura! Îl ți sui Habarnam. Ascultă, Habarnam, scapă-mă de aici! Șopti Don Danel. Sunt sănătos tu, pe cuvânt de onoare. M-am lovit la genunchi, dar nu mă mai doare aproape deloc. Iar ăstia mă țin în pat, mi-au luat hainele. Nu mai pot. Vreau să umblu și pe picioarele mele. Înțelegi? Don Danel se agățase de mâneca lui Habarnam și nu vroia să-i mai dea drumul. În regulă, spuse Habarnam. Mai rabdă puțin, până născocesc eu ceva. Nu mai promitem că de aici înainte o să mă asculți, iar dacă te întreabă prichinduțele cine a și balonul, tu să le spui că eu. Bine, bine, încuvânță, domnul Dănel, nu mai grăbește-te. N-ai de ce să te agiți în îmbărbătă, habar El se apropie de patul următor pe care era culcat doctorul Pilulă. Dragul meu, scapă-mă, șopti Pilulă, îți, dau, îți dai seama ce simt? Toată viața am tratat pe alții și acum mă tratează alții pe mine. Adică, nici tu nu ești bolnav? Da, de unde bolnav? N-am decât o julitură la umăr și o zgârietură sub nas. Pentru atâta lucru nu-i nicio nevoie să stai în spital. Atunci de ce te țin aici? Ei, înțelegi, spitalul lor e gol, n-au pe cine trata și atunci internează orice fel de bolnavi. Doar sunt prichinduțe, nu? Și ăsta e tratament, tiu, pe din afară plasturi cu miere, iar intern tot miere. Ori, asta nu e corect, pe din afară trebuie iod, iar intern ulei de ricină. Nu sunt de acord cu un asemenea de tratament. Nici eu nu sunt de acord, se grozăvi probabil în patul vecin. Plimbarea interzisă, alegarea interzisă, leapșa interzisă, fripta la fel. Nici măcar să când ai voie. Ne-au luat hainele și ne-au dat câte o batistă. N-ai decât să stai culcat și să sufri nasul grozavă distracție. Păi de ce ați venit la spital? Noi am căzut din coș la marginea orașului și ne-am culcat să tragem un pui de somn. În zori, hop, prichinduțele. De unde sunteți prichindeilor? Noi le-am spus, am zburat cu balonul și ne-am lovit. Aha, v-ați lovit? Atunci trebuie să vă tratăm. Haideți la spital. Și am venit. Vă să zic că nu e nimeni bolnav, întrebă Habarnam. Nu, nu mai glonțișor, doar ele bolnav. Habarnam se apropie de glonțișor. Ce-ai pățit? Mi-am scrântit piciorul, nu pot nici măcar să-l pun în pământ, dar altceva mă frământă. S-a pierdut strop. Fii amabil, fă o faptă bună, caută pe strop. Trebuie să fie pe aici pe undeva, că eu nici nu mă pot mișca din pat. Bine, spuse Habarnam. O să ți-l caut pe strop, dar tu să le spui tuturor că eu am născocit balonul." Habarnam trecut pe la toți chindei și le ceru să spună că el chipurile inventase balonul. În cele din urmă se întoarse la, în cabinetul medicului. Fur nea l-aștepta nerăbdătoare. Ei, ce cu bolnavi? întrebă Dar ce, parcă ăștia-s ăștia bolnavi?" dădu din mână alehamite Habarnam. Numai unul singur, glonțișor, e puțin rănit." Înseamnă că o să le dea drumul repede, se bucură de nea. Știi ce-i propun eu? Să organizăm în cinstea însănătoșirii bolnavilor un bal. Vai ce veseli ar fi! N-am avut deloc impresia că au de gând să le dea drumul, răspunse Habarnam. Tocmai atunci s-au întors Mierinana și ochii albaștri. De ce ai îmbrăcat halatul? Ce înseamnă abuzul ăsta? se repezi Mierinana la Habarnam. Nu-i niciun abuz, răspunse Habarnam. Pur și simplu am făcut un control. Și ce ai constatat în controlul ăsta al dumitale? Întrebă ironic Mierinana. Am constatat că toți bolnavii, în afară de unul singur, sunt sănătoși și pot părăsi spitalul. Nu, nu, zise Mierina la speriată. Îți închipui ce ar însemna să le dăm drumul la 14 prichindei dintr-o dată? A la orașul cu fundul în sus. N-a rămânea un geam întreg. Toată lumea s-ar umple de vânătăi și cu cuie. Pentru a preîntâmpina îmbolnăvirile prin vânătăi și cucuie, trebuie să-i reținem pe prichindă în spital. Dar nu se poate să-i lăsăm să plece pe rând, spuse ochii albaștri, să zicem câte unul în fiecare zi. E puțin câte unul, măcar câte doi, interveni fulgănea. Vrem să organizăm cât mai repede un bal. De acord, se voi Mirinana, să vă... se va întomi o listă și începând de mâine vom externa câte un bolnav ful de nea nu din palme și se repezi să o îmbrățișeze pe Mierinana. Ba câte doi, scumpa mea, câte doi! Grozav aș vrea să-i văd ieșiți pe toți. Doar și dumneata dorești un bal? Dar se atât de bine? De acord, câte doi, se îmbună Mierinana. Vom începe cu cei mai cuminți. Dumneata va trebui să ne ajuți, se adresă ea lui Habarnam. Care e cel mai liniștit dintre ei? Păi, cu toții sunt liniștiți. Ei, uite că asta nu cred în ruptul capului. Nu există prichindei cu minți. Trebuie să născocim pentru ei vreo treabă, ceva ca să uite de ștrângări. În cazul ăsta, ce ar fi să le dăm drumul în primul rând celor doi meșteri, Șurubel și piuliță? Ei s-ar putea apuca în dată de reparația mașinii, spuse ochi albaștri. Bună idee, aprome Mierinana. Uite, o să începem cu șurubel și piuliță și scrise pe o hârtie șurubel și piuliță. După ei aș vrea să-l trecem pe Don Donel, spuse Merinana. E un nesuferit, bombonește tot timpul și enervează pe toți. Nu, nu e cazul, obiectă Habarnam. Pe Don Donel e mai bine să-l mai ținem în spital ca să se dezvețe să tot bombonească. Atunci poate să-i dăm drumul lui Pilulă. E nemulțumit de acest spital și critică fără încetare metodele noastre de tratament. E un bolnav foarte turbulent. Nu mă opun deloc să scăpăm de el. Nu, nici pe pilulă nu-i cazul să lăsăm," răspunse Habarnam. Toată viața i-a tot tratat pe alții. N-are decât acum să se lase tratat el de alții. Mai bine ar fi să-l externăm pe acoarelă. E un pictor bun și se va găsi imediat vreo treabă pentru el. E elevul meu. Eu l-am învățat să picteze." Chiar așa, scumpa mea," imploră Frudenea. N-am putea să-l externăm astăzi pe acoarelă? O să rog să-mi facă portretul." Și pe gust, l-adăugă Habarnam." Și el e un prieten de-al meu. Eu l-am învățat să cânte la piculină. Fug de nea se repezi din nou să îmbrățișeze pe Mierinana. să externăm pe guslă și pe acoarelă, te rugăm. Ei bine, pentru aceștia facem o excepție, se lăsând plecată Mierinana, dar pe ceilalți îi voi externa în ordine cum am hotărât. În sfârșit, lista fost întocmită. Mierinana dădu dispoziție să se elibereze de la magazie hainele lui acoarelă și guslă. Peste câteva minute, amândoi, radin de bucurie, se prezentară în cabinetul ei. Noi vă externăm," spuse Mierinana. Străduiți-vă să vă purtați frumos. În caz contrar, vom fi nevoite să vă aducem din nou în spital."